Dragii mei, cum vă spuneam și în promo, am simțit miros de catifea. Știu că vi se pare ciudată, așa e când ești fan câte ceva și vreau să vă fac și pe dumneavoastră. Și unde să vă duc? Mai degrabă decât la Provocativ și la Raluca Constantin, peste care am năvălit efectiv ca să ne spună ce se poartă în această toamnă și iarnă și mai ales de sărbători, că ne pregătim doar. Bună, Raluca! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit în cuib bușorul meu de nebunii. Da, aici de plin de, de lucruri frumoase, de, de flori și de haine frumoase pentru o femeie ce poate fi mai mult de atât. Da, tocmai de aceea îi spun și cu de nebunii, pentru că eu am impresia că vin la joacă aici în fiecare zi, nu la muncă. Pentru mine e o joacă plăcută și o provocare în fiecare zi. E o provocare și că te-ai apucat de croitorie, Raluca, pentru că telespectatorii noștri trebuie să știe că înainte erai PR, te ocupai de relații publice. Da, am făcut PR și organizări de evenimente în același timp. Era un job frumos, mă regăseam, doar că nu eram într-o totul mulțumită de, de ceea ce făceam. Și la un moment dat am avut o așa o oportunitate și o șansă să achiziționez niște mașini de cusut de la cineva. Eu în, în prealabil, făcând chestia asta deja pentru mine, pentru prieteni, pentru familie. Ești și o comoară la casa oamenilor. <laughs> Sigur că da. Și mi-am spus că este momentul potrivit să, să fac ceva în, în sensul acesta, pentru că îmi doream de foarte mult timp. Și iată-mă, am ajuns aici, am plin deja 2 ani de zile. Păi pe... asta, e, dragii mei, cu doiul de deasupra noastră. Suntem noi două, nu avem umbrelă, dar avem un doi deasupra noastră. Sunt deja 2 ani. Sunt deja 2 ani, împliniți pe 25 noiembrie. Este data la care am avut prima prezentare a primei colecții, Masculin Touch. Și sunt foarte emoționată, vă dați seama, după 2 ani de zile am încă aceleași emoții cu care am început. Cum, cum ai început, de fapt? Adică, nu știu, mie, dacă cât mi-ar plăcea, dacă mă apuc acum să iau un foarfec și să tai, sigur nu să iasă frumusețile pe care le ai tu în showroom. Eu cochetesc cu croitoria și cu creația vestimentară încă de, de când eram mică. Țin minte că îi făceam surorii mele haine, o foloseam și pe post de manechin și păpușilor și așa mai departe. Apoi, în perioada liceului, țin minte că îmi făceam haine pentru că nu îmi plăcea să arăt ca toate celelalte domnișoare de vârsta mea. Mai apoi am plecat la facultate și am renunțat un pic la, la această pasiune pentru că nu mai aveam timpul necesar. Apoi viața m-a purtat și prin alte țări, că așa se întâmplă când ești tânăr. Dar uh, ulterior am revenit, m-am apucat de PR, dar nu eram într-o totul mulțumită de ceea ce făceam și de ce îmi oferea această, această meserie. Așa că -am, am avut o oportunitate să să achiziționez niște mașini de cusut de la Cineva la un moment dat și am spus că este momentul potrivit să fac pasul. Dacă nu acum uh, atunci da. când spre Era un însa. spre un loc al meu și spre această meserie frumoasă. Ai un stil, i-am spus eu ușor atipic, mie mi se pare că e retro. Tu cum zici că e? Eu nu spun neapărat că este retro. Eu spun că îmbin foarte bine liniile clasice cu um, detalii masculine, pentru că în colecțiile mele se găsesc se regăsesc foarte multe detalii masculine și în același timp cu foarte multe elemente feminine și sexy. Uh, rochia uh, cu care tu ești îmbrăcată chiar, chiar le combină pe toate. <laughs> Da, este o rochie-cămașă cu not de cravată, cum îi spun eu. Este o, o piesă feminină, dar masculină în același timp. Ideea cu această rochiță mi-a venit uh, pentru că um, mi se pare că femeia secolului 21 este un pic așa uh, masculinizată din anumite puncte de vedere. Păi și, trebuie, și trebuie, să... trebuie să facă atâtea, <laughs> exact. să fie și femeie și Și, și trebuie bărnat. să arate asta și din punct de vedere estetic. Că e puternică, că poate... Și atunci de aceea în colecțiile mele am introdus uh, multe elemente masculine pentru că ele oferă, uh, oferă senzație de putere și oferă prestanță pentru o femeie. Să știți că nu ne-am vorbit, chiar dacă și cadrul este tot pe uh, a, a această nuanță și noi suntem îmbrăcate la fel. Uh, ce, uh, ce culoare se poartă acum? Se poartă mult, a revenit roșul foarte mult în tendințe, roșul din cap până în picioare și în general se poartă o, aceeași culoare de sus până jos. Se poartă, până la urmă se poartă ce ți vine bine, da? Burgundul iarna, galbenul muștar este foarte, este foarte în trend în momentul acesta, bleomarinul, nuanțele, nuanțele pământii, camelurile. Ce nu se demodează în garderobă niciodată? Tot vorbim de rochița neagră pe care o poți accesoriza. Dar ce putem avea tot timpul și să ne salveze când nu avem cu nimeni? Eu o să încep un pic altfel răspunsul la întrebarea ta. O să spun că ce nu se demodează niciodată este feminitatea. Foarte frumos. Este eleganța, este stilul și șarmul. Și revenind să-ți răspund și la subiect. Ce nu se demodează în garderoba unei femei, din punctul meu de vedere, sunt piesele basic, piesele de bază, pe care orice femeie ar trebui să le aibă în garderobă, cum ar fi un costum bine croit, un de -o pies impecabil, o cămașă albă, care să vină foarte bine pe siluetă, o fustă neagră, o rochie neagră, impecabilă, care să pice foarte bine pe forme, să fie croită pentru, pentru silueta femeii respective. Deci, în principiu, piesele basic nu se demodează. Raluca, pare că tu ești uh, omul, femeia orchestră aici pentru <laughs> pentru brandul tău. Croiești, te ocupi de PR, faci fotografii, ne povestești nou acum uh, tot ce, ce este în trend. Cum, cum se desfășoară, de fapt, o zi? Uh, o zi din viața mea? <laughs> Este destul de complicat să vă povestesc o zi din viața mea, pentru că eu fac de toate. Păi, în general, începe dimineața în depozite, unde merg după materiale, și acolo începe distracția, cum îi spun eu. Am un stil mai aparte de a alege materialele. Pentru mine, contează foarte mult calitatea materialului și mai apoi felul în care arată. Eu mai întâi simt materialul la propriu, aș putea chiar să merg cu ochii închiși și să-l simt. Deci, practic asta e întotdeauna de bază: să mergi și pentru, să vezi Pentru și mine, să... da. Așa, și mai apoi, dacă se simte bine și arată și bine, atunci este, este cel câștigător. Și mai am o, o teorie după care merg, să zic așa, este a mea personală. Dacă văd un material și nu mă inspiră în primul moment la nimic, nu-l cumpăr. E, ți s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat, da, sigur că da. Nu m-a inspirat și nu l-am cumpărat. Cât te-a ajutat experiența ta, tu vii, totuși cu, să-i spunem în ghilimele, o viață de muncă înainte în relații publice? Cât de mult te-a ajutat în ceea ce faci acum? Nu a fost chiar o viață de muncă în relații publice, am cochetat cu PR-ul, nu am studiat în domeniu, dar l-am combinat cu, cu organizările de evenimente și cu brandingul. și atunci am făcut, ca să zic așa, o meserie din asta. Pot să spun că m-a ajutat foarte mult pentru că meseria de designer și, mă rog, femeia antreprenoră a anilor noștri trebuie să știe de toate. Este multifuncțională, cum îi spun eu. Și atunci branding-ul l-am făcut singură, PR-ul îl fac singură, sunt foarte multe lucruri pe care le fac eu personal. Cu toate astea, e o echipă cu care lucrez. Bineînțeles, fără o echipă nu se poate. Am doamnele Croitorese care. Mă ajută foarte mult, fără ele nu, nu aș putea să, să realizez ceea ce fac, deși știu și eu să cos, dar nu am timpul necesar să stau să o fac, da, pentru da. că am de făcut atâtea alte lucruri pe lângă. Și, bineînțeles, mă, mă ajută foarte mult și echipa este foarte, foarte importantă. Ce presupune realizarea unei colecții? Este mult mai complexă decât uh, de pe ar ce putea vedem noi crede. la sfârșit cu aplauze exact, și. Exact! <laughs> și realizarea unei colecții în adevăratul sens al cuvântului, chiar este un proces destul de îndelungat, pornește de la o idee de la ceva ce te inspiră. Pe mine, în general, mă inspiră foarte mult femeile și viața lor. Apoi uh, se realizează un concept, uh, niște idei pe care se merge. Bineînțeles, trebuie ținut cont și de, de trendul actual, și apoi se începe schițarea modelelor propriu-zise. Bineînțeles că de la schițele inițiale există modificări, nu? Se, până să ajung la cele finale e cale lungă. Tu desenezi. Sigur că da, da. E, sunt pasionată și de desen. Așa, iar mai apoi alegerea materialelor potrivite. La fel, este un proces destul de îndelungat pentru mine, pentru că sunt destul de pretențioasă și atunci când găsesc materialele potrivite îmi ia ceva timp. Următorul pas ar fi realizarea prototipurilor. Prototipurile sunt acele piese, de exemplu, ca să zic. Așa, ele nu, ele nu se vând. Ele A, deci, se... nu faci practic de la început rochița pe care noi o vedem după aceea în șorul. Nu. Se face un prototip. De exemplu, prototipul e posibil să mai sufere modificări în funcție de ce îți place, ce nu îți place la el și așa mai departe. Deci este posibil ca chiar și de la schiță să ajungi la un alt model cu mici modificări. Da. da. da? Deci ceea ce vedeți voi pe, pe un site sau la o prezentare de modă nu este produsul inițial gândit. În mare parte este, dar... El suferă cu siguranță mici modificări pentru că trece printr-un proces de, de creație și atunci este normal să se întâmple așa. Ce povești se învârt în jurul? Noi avem tot timpul o imagine idilică despre ce înseamnă un, un salon în care se creează lucruri frumoase. știi Și ne imaginăm că fiecare vine cu povestea lui acolo și, și se încinge așa și, și vorba și lucru mai, mai da. ușor. Este adevărat. Oricum, brandul provocativ a pornit de la o, o poveste, spun eu. L-am pornit în ideea de a oferi femeilor altceva din toate punctele de vedere, calitate, în primul rând, și custom made. Femeile din România sunt foarte mult obișnuite să cumpere din magazine, să arate toate la fel, să nu le avantajeze haina pe care o poartă, și atunci am, am făcut brandul provocativ ca o provocare pentru ele, în primul rând, să arate bine și să-și să iubească corpul. Ce, cu ce defecte. Înseamnă, uh, custom și made. Cu... Custom made înseamnă făcut pe comandă, traducerea da. <laughs> MOTAMO. Și, și tu ofer și consultanță. Cu practic. siguranță. Clientele când vin la mine în atelier, de obicei vin pentru că își doresc anumite lucruri. Pornim de la o discuție inițială. Cu privire la ce își doresc. Și bineînțeles că pe parcurs lucrurile se schimbă, pentru că eu vin cu completări, vin cu sfaturi, vin cu consiliere în ceea ce privește silueta și ce le avantajează, ce nu le avantajează. Astfel încât când pleacă de aici, cu produsul gata făcut, e mult mai mult decât ce și-ar ce și fi imaginat. Se întâmplă să, să plece cu alte idei cu care au veni, față de cele cu care au venit. <laughs> cu siguranță. Sunt foarte multe femei care au. Um, au anumite tipare în minte despre ele, despre corpul lor și atunci când ajung aici, eu le dezarmez prin tot ceea ce știu și prin tot ceea ce fac cu oglindă, în oglindă, totul se întâmplă în oglindă așa și iar când realizează că am dreptate și că este așa cum spun, sunt foarte surprinse și îmi dau mână liberă să fac ceea ce cred. Unde ai expus până acum? Am expus la multe târguri și expoziții pentru că acolo am ocazia să vin în contact cu clientele, contact direct și asta îmi place pentru că le cunosc, mă cunosc, le, le explic ce înseamnă provocativ, văd materialele, le simt, le testează hainele, le probează, este altceva decât vânzarea online. Pe, pe online să zicem, nu știu, ți s-a întâmplat să ți să și returneze, să mai trebuiască ceva ajustat? Până acum nu, pentru că chiar dacă este vorba de o vânzare online, încerc cât de cât să, să consiliez clienta și să discut cu ea, să-mi dau seama ce își dorește și ce îi se potrivește așa, așa mi se pare potrivit și nu am avut astfel de cazuri până acum Ce ai pregătit pentru aniversarea celor doi ani? Am pregătit, bineînțeles, colecția de, de toamnă, o colecție tot cu detalii masculine, dar cu elemente feminine. Am pregătit catifea, am pregătit paiete, am pregătit multe, multe piese, cum le spun eu, foarte surprinzătoare. Și pentru uh, următorul sezon, pentru că intrăm în cei trei ani, adică deja mergem către grădiniță ușor. Da, ușor. Nu pot să vă dezvălui uh, <laughs> foarte multe din colecția de primăvară, dar voi merge pe aceleași linii masculine cu, cu feminin, și bineînțeles uh, ce, ce va fi în trend în primăvara următoare. Ce ai recomanda pentru sfârșitul de an? Pentru sfârșitul de an, în primul și în primul rând, recomand uh, piese care să, să vină bine pe corp. În niciun caz, lucruri care. dacă, Nu recomand femeilor să poarte un anumit lucru doar pentru că este în trend. Recomand să, să poarte și să-și aleagă piese care să le vină bine pe corp și pe siluetă. Iar în ceea ce privește materialele, recomand catifeaua. Ea este la mare căutare în, în fiecare sezon de -i toamnă- -i iarnă și revine mereu sub diverse forme și texturi și așa mai departe. Paietele pentru, pentru Crăciun și Revelion sunt la mare căutare și vor fi mereu în trend și oferă acel plus de, de strălucire, doar că trebuie avut grijă cum sunt purtate, așa și bineînțeles alte materiale cum ar fi satinul, materiale fluide care pică frumos pe, pe corp Cum le accesorizezi? Văd niște nasturi foarte frumoși pe care îi, îi pui pe, pe creațiile tale. Da, cum spuneam și mai devreme, pentru mine procesul de creație este mai îndelungat poate decât este pentru alții, pentru că eu pun foarte mare accent pe detalii. Pentru mine fiecare nasture contează îi aleg cu foarte mare grijă și și consider că nasturii sau alte detalii pot fi acel plus, acel plus de, de eleganță adus unei haine. De exemplu, și, și hainelor mele nu sunt căptușeli sintetice, nu-mi plac căptușelile sintetice. Îmi place ca haina să se simtă bine și pe interior, nu doar pe exterior. De aceea folosesc căptușeli moi, căptușeli din satin, căptușeli fluide, care să se simtă foarte bine pe piele. La o astfel de, de rochiță cu cravată, cu cum ar trebui îmbrăcat domnul? <laughs> domnul, domnul trebuie să fie elegant, domnul trebuie să aibă politețe și șarm lângă o, lângă o femeie îmbrăcată bine și trebuie, din punctul meu de vedere, să o scoată un pic în evidență. <laughs> Deci să, să fie lângă ea tocmai ca doamna să, să strălucească da, sigur că da Raluca, îți mulțumesc Și fii, ne, ne, ne ținem aici pe, pe la ușă și pe site și pe Facebook Ca să vedem ce ne pregătești pentru primăvară Fii sigură că vom, vom apărea de fiecare dată Iar dumneavoastră, dragii mei, doamne și domni Ați înțeles, șarm, eleganță, orice lucru vă va veni bine atunci și, de ce nu, veți fi și victorioși. La revedere!